cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei, un reportaj de pomină. Ești sigură? O pot lăsa în herghelie. Naște în 2 săptămâni, nu poate rămâne singură. Părinții mei sunt acolo și voi fi prezentă când va naște. E din cauza a ceea ce s-a întâmplat? Nu e vina mea că iapata a ajuns în Țarcul Taurilor. Nu mai ai încredere în mine, asta e. Nu, nici vorbă de așa ceva. Și dacă apare ziarista și tu nu ești aici, măcar ar putea să vină să o filmeze pe Lili la mine. Oh, nu mai știu nimic de ea. Nu cred că va veni în timpul vacanței. Bine, trebuie să plec. Vacanță plăcută, pa! Pa! Asta ce caută aici? Hei, asta are un nume. Hei, calmați-vă. Vina m-a rugat să mă ocup de Lili cât ea lipsește. Am acceptat și contez pe tine să mă ajut să o îngrijesc. Vrei ca eu să... Bine. Pentru binele lui Lili și al mânzului său. Apropo, dacă poți, nu-i spune nimic Samantei. De ce atâtea secrete? Ea voia neapărat să o țină pe Lili în herghelie. Dacă află că ți-am încredințat-o ție, va fi furioasă. Bine, vom fi discreți. Mulțumesc, așa pot pleca liniștită. Cu bine, Lili, ne vedem peste 1 săptămână. Și nu-ți face griji. Chiar dacă Lena nu este prietena mea, îngrijește foarte bine caii. Vrea să ne pună bețe în roate. Avea atâtea alte locuri în care își putea ține iapa. Dar a ales cea mai mare bârfitoare din toată zona Camarg. Avem un nou oaspete? Wow, ce burtă! Îl punem la regim? Are gaze? Nu e un el, e o ea. Și nu are gaze, trebuie să nască. Hei, mânzul a mișcat. Wow! Și a cui e iapa asta? Nu o recunoști? E Lili, iapa vinei. E vorba de vina? Prietena Samantei? Lili nu e vinovată că vina e o pacoste și trebuie să nască. Nu o putem lăsa baltă. Fetele, când e vorba de copii... Bine, începem prin a face prezentările. Lili, ți-o prezint pe Regliz. Ea e Josefin. Iar el e Zigoto. Și, în sfârșit, Lili ți-l prezint pe Mistral. Lili va rămâne cu noi câteva zile. Vezi, e gata să nască și trebuie să fim atenți. Oh! Mistral, nu! Mistral! Super! Putem conta pe Mistral. O va proteja pe Lili. La 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 la! La 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 la! Iubo, taci! Ce? Mai încet! Ce? Ce ai zis? Tu nu vezi că o sperii? Oh. Iar apa e prea rece. Vrei să o îmbolnăvești sau ce? A? Dar e apă din fântână și... Și în plus, Lili stă în curent. Cred că e frig. Da, ar trebui să-i aducem ceva de încălzit. Bună idee! Ce propui? Exagerezi cu grija, Anais. Greșești. Nu e bolnavă, doar știi. Doar că trebuie să nască. Da, știu, dar nu mă pot abține. Ascultă, de ore întregi o îngrijești pe Lili. Ia o pauză, mă ocup eu de ea. De ce nu te duci să bei o ciocolată caldă cu Hugo? Cred că ai dreptate. Nu, mai bine rămân. Du-te tu să bei o ciocolată cu Hugo. Bine, cum vrei. Bună! Eu sunt Sophie de la canalul Ecvus. Trebuie să realizez Lili, viitoare mămică, un reportaj despre etapele nașterii unui mânz. Nu știți nimic?
Bineînțeles, n-am putut să mă ocup de reportajul ăsta din lipsă de timp, dar una dintre filmările mele a fost anulată. Așa că am trecut pe la prietena noastră, Vina, dar părinții ei mi-au spus că Lili e aici. Nu e prietenă cu noi! Nu am prevăzut așa ceva. De fapt, nu prea dorim ca ferma noastră să apară la televizor. Ah, bine, atunci asta e, păcat. Vă doresc o zi bună! A? Cum? E Sophie, vedeta postului Ecvus. Ce voia? Să facă un reportaj despre Lili. E o ziaristă tare drăguță. Și de ce a plecat? I-am spus că nu vrem să filmeze ferma. Mă uit la toate reportajele ei. E pasionată de cai. Da, de ce să nu facă acel reportaj? Putem apărea la televizor. Dacă Mistral apare la televizor, proprietarii săi l-ar putea recunoaște și vor ști unde să-l găsească. Nu pot asuma acest risc. Nu te îngrijora, vom fi atenți. În plus, nu vine pentru el, ci pentru Lili. Haide! Bine atunci. Da, perfect. Da, mulțumim fetelor. O vom ajunge. Cred că e deja departe. Nu-ți face griji, vom goni. Acolo! Angelo, știu că mă iubești, dar poți să-mi dai drumul. Am ajuns. Ești bolnav. E ultima oară când merg cu tine. Ce e cu voi? Nu sunteți normali. Puteam să vă lovesc. Sunteți total inconștienți. Să știi că are dreptate. S-a rezolvat cu reportajul despre Lili. Totul e aranjat. Aveți cai frumoși. E superb acesta. Oh, și are și personalitate. El e Mistral, nu te apropia prea tare de el. E un cal sălbatic și aș vrea să nu fie filmat. De acord, oricum purtați-vă ca și cum n-aș fi aici. Comportați-vă ca de obicei. Ne-am înțeles? Salut, fetelor! Și hop, hop, ei, ce spuneți? Spune-mi că ai greșit emisiunea. Îi asigurăm o dietă specială. Vitamine, oligoelemente, minerale, tot ce trebuie pentru a avea un lapte bun pentru viitorul mânz. O să vedeți cu ce poftă mănâncă. Ador hrana asta. În fine, de obicei înfulecă tot. Ei, Lili, de ce nu mănânci? Ce se întâmplă? Gusturile îi se schimbă în timpul sarcinii. Poate că s-a săturat de asta și vrea să mănânce altceva. E tare bun. Haide, știu că îți lipsește stăpâna, dar nu fi tristă, va veni în curând. Haide, trebuie să mănânci. Vezi? Așa ca Mistral. Nu mai mănâncă nimic, sunt îngrijorat. Poate că ideea că o să-și revadă stăpâna îi taie pofta de mâncare. Cred că e exact invers. Lili e deprimată pentru că îi e dor de Vina. E posibil, am văzut un caz în care calul refuza să mănânce pentru că stăpânul său era plecat. De exemplu, ne-ar trebui niște haine de ale Vinei pentru ca Lili să simtă din nou mirosul obișnuit al stăpânei sale. Bună idee! Cine se oferă să facă rost de ele? Mă duc eu, îi cunosc foarte bine pe părinții ei. Mulțumesc, doamnă, la revedere! Hei! Ești Sophie, ziarista de la canalul Ecvus? Exact! Bună ziua! Bună! Eu sunt Samantha. Sigur ai venit aici pentru reportajul despre Lili, dar din păcate Vina e în vacanță. Dar îi pot ține locul. Vina e prietena mea și îi cunosc bine iapa. Astfel nu ai venit aici degeaba. Mulțumesc că te-ai oferit, dar îmi fac reportajul la ferma Lenei Stener. Vina a lăsat-o acolo pe Lili. Ce s-a întâmplat? E ceva ce nu e bine? La ferma Lenei. Genial! Vina nu mi-a spus. Trebuie să plec, dar treci pe la fermă dacă vrei. Desigur, voi veni negreșit. Cea mai bună prietenă a mea preferă să-și lase calul în grija rivalei mele și nu a mea. Ai auzit, Bonbon? Nu-ți pasă! Ia! Știu că îți lipsește stăpâna, Lili, dar se va întoarce. Până atunci, uite ce ți-am adus. Recunoști mirosul Vinei? A? Ura! Asta e, mănâncă!
Ai avut o intuiție foarte bună, Lena. Chiar te pricepi la cai. Și acum o mică pauză vizuală cu un super surfer care zboară pe valuri. Iuhu, e un reportaj despre cai, Hugo. Nu filmăm reîntoarcerea surferului trăznit. Ah, păcate, dar pot face și un cal. Hei, nu e rău. Nu e rău deloc. Haide, pozează spre cameră. Ia uite-te, nu are ochii decât pentru el. Hei, dacă te deranjezi, îmi spui, da? Hmm? Cum să ajuți la nașterea unui mânz pentru amatori? Liniștește-mă, vina va veni după ea înainte de naștere, nu? Da, nu te speria, va naște abia peste 10 zile. Uite ce drăguț e mânzul. Magnific, dar nu cred că sunt pregătit să asist la așa ceva. Voi face o excursie să filmez peisaje din Camargue, pe care să le folosesc pentru reportajul meu. Hei, te pot însoți? Nu, eu. Eu știu cele mai frumoase locuri, nu puștul ăsta de la oraș. Da, dar nu tu, ci puștul de la oraș știe unde se pot filma pui de flamingo. Hugo, perioada lor de împerechere a fost acum 6 luni. Deja puii au crescut. Poate, dar nu strică Ei, bine, ca să fiu sinceră, mă gândeam să mergem doar noi fetele. Cred că unul din voi nu se supără dacă împrumut calul lui. Ți-l dau eu, reglizi e mai confortabilă decât caterul său. Cum? Sila e ca un Rolls în comparație cu mărțoaga ta. Gata, ajunge băieți. Sophie va alege, bine? Vei regreta că m-ai trădat vina. Mistral e superb, mi-ar plăcea mult să-l filmez galopând pe câmpiile din Camargue. Mai bine nu. Știi, îl am în custodie pe Mistral, dar încă nu mi-aparține. Va fi al meu după un an și o zi. Proprietarii săi sunt niște brute și nu aș vrea să-l găsească din nou. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, înțeleg. Hei, ia priviți! Wow! Caii din Camargue sunt cea mai veche rasă de cai din lume. Bunicul meu spunea că, potrivit legendei, calul din Camargue s-a născut din spuma mării. Sunt splendizi. Bunicul tău știa multe despre cai. Caii erau viața sa. Era șoptitor. El m-a învățat tot ce știu. Îl auzi? Hei, era să-mi dea o copită. A lovit cu putere, sper. Ciupește-l pe Angelo, eu nu sunt comestibil. Nu, nu-l asculta, te păcălește, prinde-l, el e mai gras. Hai, intră repede. Nu, nu și nu. Ești tu primul ca momeală, iar eu îl prind pe Juju în plasă după aceea. Și de ce să fiu eu momeala? Nu am chef să fiu ciupit. Haide, vom face o mică plimbare, Lily. Hop, 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 hop. Momeala ești tu. Nu, eu îl voi prinde pe Juju. Bine, de acord. Unde e Lily? Lily! Lily! Regiunea voastră e ca un paradis pe pământ. Lena, Lily a dispărut. Poftim? Dar cum a putut pleca de la fermă? Nu-mi vine să cred, Lily a fugit. În starea sa e incredibil. Băieții caută în nord, noi mergem spre sud. Haide, Mistral. Haide! Ce faci, Vina? Ascultă, am ieșit la o plimbare cu Bonbon și am văzut-o pe Lily. Galopa singură, nesupravegheată. Aiurea, nu? Nu-mi vine să cred, mersi că mi-ai spus, Samantha. Misiune îndeplinită. Lily!
îi se întâmple nimic. Hm? E vina. Alo? Da, da, Lili e bine. Am auzit altceva. Ei bine, de fapt, a fugit de la fermă, dar ne descurcăm, o vom găsi. Nu te îngrijora. A închis. Lili! 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 Hei, Mistral, ce e cu tine? Acolo? Dar acolo e șoseaua. O văd! Lili e acolo, chiar pe drum! Aveai dreptate, ești cel mai bun! Vai nu! Să nu lovească o mașină! Dacă o luăm direct peste câmp, o prindem! Haide! Am găsit-o, e în sat! Spune-i și lui Angelo! Wow, tati, uite ce cal mare! Lili, Lili, oprește-te! Totul e bine, suntem aici! Ia-o la stânga, să o ducem spre stadion! Acum la dreapta! E tare speriată. Se repede spre noi. Mistral, trebuie să o oprim. Gata, Lili, ajunge. Suntem aici. Încet te vom duce la fermă. Nu mai ai de ce să te temi acum. Totul e bine, Lili. Ești un cal cu minte. Ești incredibilă. Ai reușit să o liniștești. Și tu ne-ai ajutat mult, mulțumim! Dar cum ați putut-o lăsa să fugă? Hei, nu e vina noastră, bariera era închisă! Are dreptate, cred că cineva i-a dat drumul. Telefonul Vinei, mi-a spus că Samantha a prevenit-o, că a văzut-o pe Lili. Pare să fie mâna Samanthei. Samantha, prietena Vinei? M-am întâlnit cu ea când m-am dus după haine. Părea foarte surprinsă să afle că Lili e la voi. Ce se întâmplă? Lili va naște! Trebuia să nască abia peste o săptămână. Cred că emoțiile astea i-au declanșat travaliul. A intrat mesageria, nu pot să cred. Tati, eu sunt. Lili va naște, avem nevoie de tine. Sună imediat ce primești mesajul. Bine, cred că va trebui să ne descurcăm singuri, ca adulții. Angelo, tu ai mai ajutat la nașteri de mânj? Să zicem că am asistat la nașteri. Trebuie să-i susținem capul ca să poată respira bine. Hai, Lili, respirăm! Dar ce tot faci? Respirație specială pentru naștere. Am văzut la televizor, e foarte eficientă. Hugo, e un cal. Da, și? Ne trebuie paie, ca să o ajutăm pe Lili să usuce mânzul și să nu răcească. Bine, Hugo și cu mine ne ocupăm de asta. Haide, vino! Încet, Lili, suntem alături de tine. Știu că ți-e teamă, e normal, dar totul va fi bine. Vei avea un mânz frumos. Haide, împinge frumoasă. Aici scrie că dacă nașterea are loc prea devreme, nu e bine. Îi auzi inima? Eu aud, Anais, nu te îngrijora. Credeți că mai durează mult? Asta e, deja îi văd copitele. Lena, am nevoie de tine. Respirăm adânc, îl apucăm de picioare și tragem. Haide, Lili, încă puțin. Un ultim efort. Haide. Da, Hugo, ai văzut? Respiră bine, totul e în ordine. Priviți, se ridică în picioare. Am reușit. Da, am reușit. Tată! Am venit cât am putut de repede și... Hei, dar văd că v-ați descurcat de minune. Hugo! Trezește-te! Ei, ce se întâmplă? Unde? Ha? Gata? Oh, da, am ajutat-o pe Lili să nască! Suntem tari! Ei, haide, nu-ți mai face griji, mă simt mult mai bine. E un moment magic.
Tocmai am vorbit cu Vina. Nu mai are încredere în voi și mi-a spus să o iau pe Lili de aici. A? A? Dar ce s-a întâmplat? Tu să ne spui. Nu tu ai ajutat-o să fugă? Ai băgat-o în sperieți și ai provocat nașterea prematură. Mânzul și-ar fi putut pierde viața. Alo, Vina? Da, am găsit-o și a născut un mânz frumos. Știu. Cum? Nu, Lili nu a fugit singură, a fost ajutată. Ți-o dau pe Samantha, îți va explica ea. Dacă tu ai făcut asta, asumă-ți fapta. Vina? Da, eu am ajutat-o să fugă. Regret cele întâmplate, nu credeam că va fi așa. Dar acum te vei gândi de două ori înainte să-ți încredințezi iapa oricui, nu-i așa? Ha! Priviți, e cea mai reușită secvență. Am jucat foarte bine rolul celui care leșină. Ăsta e momentul nașterii. Hugo, Hugo, ai pățit ceva? Hugo! Nu-i amuzant, nu-i amuzant deloc. Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Pentru ea totul e normal. Viața sa